numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, binecuvintează, preacuvioasă Părinte, ca să vorbesc. Amin. Iubiți credincioși, iată Mântuitorul Hristos, Stăpânul vieții și al morții, Cel care a făgăduit viața veșnică, Cel care a făgăduit pâinea vieții, Cel care a făgăduit sângele vieții, Cel care a ținut predica de pe munte, învățând pe ucenici cum să fie buni sau blânzi sau milostivi, Cel care i-a învățat că vor fi dați și prinși în temniță sau în sinagogi sau uciși din pricina numelui Lui Dumnezeu, Cel care i-a hrănit în pustie de data aceasta, a arătat lumii că este stăpân peste moarte și peste viață, printr-un act care a zguduit tot Israelul. Și mare frică i-a cuprins pe toți, spune Evanghelia, și îl slăveau pe Dumnezeu, că proroc s-a arătat și a cercetat pe poporul său. Deci iată importanța, dacă vreți, sau să spunem răsunetul, sau glasul duhovnicesc al acestei minuni pe care Mântuitorul o făcuse pentru prima dată în ținuturile Ierusalimului, deci în ținutul Țării Sfinte, în cei 3 ani și jumătate de activitate publică, iar aceasta fiind făcută în primul an. Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, un pictor și un doctor desăvârșit, cu precădere a prezentat, sau dacă vreți, este ca să spunem, cu o deosebită predilecție spre boală, spre moarte, spre viață. El este un evanghelist al sufletului. El este cel care relatează învierea fiicei lui Iair. El este cel care relatează Evanghelia femeii cananiene și Evanghelii în care suferința copleșește sufletul omenesc, la care Mântuitorul vine prin adierea Duhului Sfânt, vindecă, tămăduiește, miluiește, curățește, izbăvește și în același timp transformă nefericirea, transformă căderea harică în restaurare harică, arătând de fapt scopul pentru care a venit în lume. Evanghelistul Luca va prezenta pe parcursul Evanghelilor viitoare, referitor și la cea de astăzi, câteva tablouri votive foarte bine alcătuite, în care ieșirea sufletului sau taina morții va fi arătată și va fi în același timp pusă la îndemâna tuturor, dar sub stăpânirea Mântuitorului Iisus Hristos. Tânărul de astăzi, despre care este vorba, Evanghelia de astăzi, este o Evanghelie în care Mântuitorul, după ce își ținuse multe alte cuvinte de învățătură, după mulțime de popor care îl urmărea, a ajuns și în cetatea Nainului. În cetatea Nainului n-a ajuns la întâmplare, ci într-un mod bine gândit, adică a căutat să surprindă 2 grupuri de oameni, cei care îl urmăreau și cei care asistau tot timpul la învățătura și minunile lui și erau absorbiți, cu un cortegiu la fel imens, cum spune și Evanghelia, și mulțime mare venea din cetate cu văduva și fiul ei mort, la care Mântuitorul Iisus Hristos pune în față, în față, precum ar fi 2 armate. Una a celor care îl urmau și mulțimile îl îmbulzeau, spune Evanghelistul, și una a cortegiului de mormântare a văduvei dinainte, care aveau cu totul altă gândire, altă mentalitate, alte suferințe și alte gânduri. Iar cele 2 cortegii întâlnindu-se, sigur că a fost o reacție obișnuită, care și noi, oprindu-ne la anumite, fie un accident, o nuntă, o mormântare, căscăm gura pe stradă. Și atunci, sigur că o clipă, probabil cum este în legea evrească, s-or fi oprit să spună vreo rugăciune, sau s-or fi oprit să facă vreun popas, iată că Mântuitorul se apropie de acel coșciug în care moartea era biruitoare. Stătea ca pe un tron triumfătoare, ca mai cuprins în ghearele ei și a mai vărsat în pântecele iadului,
încă un suflet omenesc. Făcea moartea aceasta încă de la căderea lui Adam, de la izgonirea din rai și până în clipa aceea, 5.000 de ani, a tot înghițit suflete și iadul se vedea burdușit, dar în același timp și gol de nesațiu sufletelor omenești căzute prin neascultare de la protopărinții noștri. Și iată că dialogul mutual, ca să spunem pentru început, pentru că așa arată Evanghelia, n-a fost un dialog între oameni. Când s-a apropiat de poarta cetății, iată scotea un mort. Și mulțime mare din cetate venea. Dar văzând Hristos, aici o să lucreze firea omenească, i s-a făcut milă de ea și i-a zis femeii să nu plângă. I-a zis femeii să nu plângă pentru că în ochii lui spirituali, dumnezeiești, în ochii lui de proniator, ziditor, ocrotitor și creator, vedea cele duhovnicești ce se petrec în jurul sicriului sau cele ce se petrec în jurul mortului sau cele ce se petrec în jurul cortegiului. Și atunci, apropiindu-se, s-a atins de sicriu pe care îl duceau și s-au oprit. Deci iată ce dialog frumos, în care o singură femeie este atenționată să nu mai plângă, probabil să facă liniște, dar se putea că e vorba nu de o liniște pe care Mântuitorul o cerea din adins, ci atunci când suntem la mormântare avem tendința să urmărim rude prieteni cum se sclifosesc în jurul mortului acolo și care unul răcnește, unul bocește, unul își exprimă nu știu ce dragoste, unul nu știu ce părere de rău, unii aduc în jurii sau aduc calomnii spunând, zice, nedrept este Dumnezeu. Cum a putut să le ia de tână? Cum a putut să facă Dumnezeu una ca asta? Mai este Dumnezeu? Mai este El drept? Mai este El bun? Cum a putut să ia pe ăsta bun și să lase pe ăla rău? Ei, aceste murmure cunoscute de doctorul sufletelor și a trupurilor a făcut ca acest cortegiu de mormântare să fie oprit pe loc. S-a apropiat de regină, de moarte care stătea în sicriu, triumfând peste acel cadavru, atingându-se de sicriu, moartea a dispărut. Sigur că la chemarea scânteii sfinte, sufletul se întorcea din plecarea lui spre cer și intra înapoi în mădularele mortului, iar el s-a ridicat și a început să vorbească. Deci n-a început să vorbească Iisus, ci a început să vorbească mortul. Ce a început să vorbească? A început să vorbească despre înviere și despre viața veșnică. Sufletul lui stătuse acolo unde este Avram. Sufletul lui stătuse acolo unde este Isaac și Iacov. Adică în pântecele iadului, în latura celor drepți, unde munca nu se atinge, cum spune Isaia. Sufletul lui a văzut muncile veșnice. A văzut tot neamul omenesc căzut în prăpastia morții. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos, atunci când a învins moartea, prima întrebare a cântărilor învierii este aceasta. Unde este iadule biruința ta? Unde este moarte boldul tău? Deci dușmanul cel din urmă este moartea. O moarte care ne cuprinde și pe noi, dar nu ca acea a Vechiului Testament, veșnică și nesfârșită, ci o punte sau o ușă de trecere spre întâlnirea cu viața veșnică, cu cea de dincolo, unde împărăția îngerilor și a sfinților alcătuiesc biserica biruitoare din cer, care pentru cei grei de minte și pentru cei încălați la minte de multă mâncare și băutură, pare a fi nimic. Dar stau mărturie moaștele sfinților, harul slujbelor și ceea ce poate să se cheme minune și miracole în viața bisericii atunci când sunt săvârșite sau primite de cei care le-au primit cu credință. Începând să vorbească fiul văduvei din Ain și gândindu-se că suntem în vremea de astăzi, a început să ne spună că e bine omul să fie pregătit de moarte. Și legat de pregătirea morții, Evanghelistul Luca nu relatează. Dar relatează mai târziu Mântuitorul Iisus Hristos alte două parabole deosebite care
nu ne înfricoșează, dar ne pun semn de întrebare în mintea noastră, plină de avuție și de grijă lumească. Un om bogat a murit și a fost înmormântat și sufletul lui s-a dus în iad. Se pare că această relatare pe care o ia evanghelistul Luca este o parabolă spusă de Mântuitorul, poate auzită chiar și din gura fiului văduvei din Nain, care s-a întâlnit acolo în iad și cu acel bogat și se perpelea și aștepta de la Lazar picături de apă. Se pare că la fel fiul văduvei din Nain putea să fie, să spun eu, mesagerul, purtător de cuvânt al acelilalt nebun care, mărindu-și hambarele, s-a gândit că va trăi veșnic zicând: bea, mănâncă și te veselește, că de acum ai de toate. Pe care la fel Mântuitorul o relatează cu replica de la urmă, care era numai dumnezeiască și nu putea fi omenească: dar cele care le-a adunat nebune, cui vor rămâne? Deci, iată încă o relatare despre moarte. La fel și fiica lui Iair, în clipa când se trezește, pentru că femeia în Vechiul Testament nu prea avea valoare, nu avea valoare, adică în sens că nu era femeie, nu îi se dădea mare importanță, ea tăcea în biserică și tăcea și oriunde. Era un fel de sclav a păcatului ei, a căderii strămoșești. Nu vorbește, dar mănâncă. Mănâncă, fiindcă era încă în covalescență după boală, dar mănâncă să arată lumii că morții nu pot mânca, ci că într-adevăr este vie. Aceste tablouri legate mai departe până la învierea lui Lazar, cel din Betania mort de 4 zile, care deja mirosea, relatarea poporului care a spus: nu-l scoate, Doamne, că miroase-i mort de 4 zile, cuvântul Mântuitorului, cel dumnezeiesc: dați piatra la o parte, deci dați piatra să vedeți ce va fi acolo, să iasă un om viu înfășat în pânze și în fâșii. De ce? Să arate că nici moartea fiului văduvei din Nain n-a fost o halucinație, n-a fost o psihoză, sau, ca să spunem, o hipnoză, ci a fost o realitate, că acesta vorbea. Și Mântuitorul, chiar El, după înviere, ne spune: priviți trupul meu, semnul cuielor, semnul coastei, Duhul nu are carne și oase, Duhul nu mănâncă. Deci le dădea argumentele cele mai ușoare de înțeles. Dar în același timp, ca lumea să se convingă că este stăpân al vieții, El, când îl va scula pe Lazar din mormânt, acesta va fi deja împuțit și stricat, cum relatează surorile lui, dar va ieși afară întreg și sănătos, numai îmbrăcat în pânzele pline de mirodenie ale îngropării. Și așa va ieși și Mântuitorul Iisus Hristos, lăsând giulgerile singure zăcând și întristarea Evei întorcând-o în bucurie. Nu era altceva decât o lecție deschisă a tainei vieții, pe care Mântuitorul o explica în pilde directe, fără a mai vorbi, pentru că cei de față nu voiau să înțeleagă și, în același timp, tari la cervice și netăiați împrejur la simțul și la inimă, credeau că aceasta este o hulă și spuneau: cum poate acesta să ne dea trupul său să-l mâncăm, când el este fiul lui Iosif și a Mariei Atislavului din Nazaret, Evanghelia de joi de la morți. Mai mult decât atât, Mântuitorul la fel le relatează și le spune: de ce cugetați rele în inimile voastre? Deci de ce cugetați rele? Că nimeni nu vine la mine de nu-l va trage Tatăl. Ei, cum trebuie să ne tragă Tatăl spre Fiul? Cuvântul lui Dumnezeu, facerea mâinilor Lui o vestește tăria, ziua zilei spune cuvânt. Deci tot ce ne înconjoară ne îndeamnă spre Dumnezeu. Dar intrarea este relativă, este relativă, de nu vom deschide ușa. Deci eu sunt ușa Tatălui. Cel ce intră prin mine va intra și va ieși. Deci atâta timp cât intră, iese într-o altă lume și pășune va afla. Deci pășunea cea duhovnicească, adică locul de dulceață duhovnicească, unde omul nu simte foame, sete sau altceva, ci simte doar un singur lucru: prezența Harului Divin, prezența energiilor necreate de iubirea Duhului Sfânt,
Și mai mult decât atât, slava Sfintei Treimi și pronia Ziditorului care încălzește creaturile sale precum cloșca pui. Ce a mai vrut să vorbească fiul văduvei din Ain este interesant. Dar cred că, în primul rând, a vrut să ne spună nouă prin gura Apostolului Pavel, nu vă mai întristați ca cei ce n-au nădejde. Suntem la sfârșitul secolului 20, un secol plin de înțelepciune și de minte și de știință și de tot ce vrei puse grămadă fac egal zero, în care omul când vede moartea încă se cutremură precum un animal în fața casapului. Animalului lui este firesc să se tragă, să se zbată, să urle, să ragă, să zbiere, pentru că într-adevăr simte lovitura ucigătoare. Dar pentru omul duhovnicesc, pentru omul născut în Hristos și botezat în Hristos și îmbrăcat în Hristos și împărtășit în Hristos, moartea nu mai este un calvar, este înfiorătoare. Toți sfinții s-au temut de ea. Toți sfinții și-au rugat sfârșit creștinesc, cum rămâne și astăzi în Sfânta Liturghie, de la Hristos Împăratul nostru să cerem și răspuns bun la înfricoșata judecată, dar toți sfinții s-au pregătit, iar Mântuitorul Iisus Hristos relatează în firea sa umană, deci în cele două firi și două voi, una omenească, una dumnezească, în cea umană, mergând în grădina Ghetisman la rugăciune, a zis, Tată, treacă și paharul acesta, dar la un moment dat ascultarea desăvârșită și apropierea în Sfânta Treime, adică în lucrarea dumnezească a persoanei Mântuitorului, a făcut să se audă glasul divin și dumnezeiesc izvorât din ascultare. Fie voia ta! Deci calvarul morții era o spaimă, deci era o spaimă în Vechiul Testament pentru tot neamul omenesc. Și sigur că fiind și văduvă, fiind și tânără, știți cum era în Vechiul Testament, dacă n-avea urmaș, pilda cu femeia, să căsătorea cu frații și urmașii până ce ridica urmaș în Israel. Ei, de data aceasta, ea având urmaș, era privată de această lege că urmașul ei murise și sigur era o femeie blestemată înaintea lui Dumnezeu, nu că n-ar fi avut credință curată, nu că n-ar fi fost sinceră față de legea mozaică, dar se pare că totuși era un rod al supărării lui Dumnezeu peste casa ei. Și cum este la mormântare? Noi știm prea bine. Unul spune că n-a fost îngrijit bine, altul spune că l-a ajutat să moară, altul spune că a murit de scârbă, altul de supărare, altul... Fiecare cu murmure și șoapte și vorbe după înțelesul fiecăruia. Dar totuși Mântuitorul a curmat aceasta și le-a arătat, nu vă înfricoșați de moarte, că dincolo de moarte este împărăția mea. Dincolo de moarte, oamenii sunt plasați, sau dacă vreți să spunem un cuvânt, sunt duși acolo unde cântă îngerii și puterile cerești slăvesc puterea Creatorului. Dar iată că moartea îi cobora pe toți în iad, cum spune și Avram, s-au pogorât bătrânețele mele cu pace în iad. De ce plângea femeia? Nu plângea că a murit fiul ei. Plângea că era singură. Plângea că știa și blestemul poporului, care la rândul său, prin neascultare, se topea tot și rămânea fără urmă. Nu se știa de viață veșnică, nu se știa de nemurirea sufletului, nu se știa de învierea trupurilor, nu se știa nimic. Erau doar învățături profetice, care erau scrise în Sfânta Scriptură, cu ani înainte și cu vreme înainte, în timpul profeților, dar care nu se împlinise niciodată și așa cum noi n-am văzut vreodată nimic nou, sau ne mirăm de mașina cu apă, sau ne mirăm de bomba atomică și ce se mai inventează, sau de, să spunem, de orice lucrare din asta mică, minusculă, care are capacități puternice, să spunem, de a uimi prin felul ei de lucrare, la fel se uimeau și acești oameni de ceea ce a avut și a fost nefiresc să se întâmple un mort să se scoale din morți. Cum spunem noi în popor. Cine a înviat să ne spună ce este acolo? A înviat fiul văduvei din Ain și a început să vorbească. A început să spună că de nu vă veți pocăi, așa veți pieri. A început să spună celor de-a stânga le va spune plecați blestemați-vă. A început să spună celor de-a dreapta, veniți binecuvântații Tatălui meu. Așa auzea el acolo. Și a venit să spună
că biserica este mama spirituală a neamului omenesc și biserica în același timp este sabia Duhului cu care omul se apără împotriva dracilor și atunci când are comuniune cu biserica nu se teme de moarte. Sfântul Sisoie cel Mare, la moartea lui venind frații să ia cuvânt de folos, a râs tare. Și frații au zis, de ce râzi? Râd că este frică. Iarăși a râs. Zice, de ce râzi? Râd că vă temeți de moarte. Și iarăși a râs. De ce râzi? Râd că nu vă pregătiți de moarte. Deci iată, nu vă pregătiți de moarte. Noi ne interesăm. Vrem să știm, să cunoaștem totul, să fim la punct cu toate. Ultimile teologii moderne, ultimile scrieri patristice. Dar totuși nu constatăm un efect al faptelor concrete pentru moarte. Încă foarte multă lume care nu știe ce înseamnă o spovedanie curată. Încă foarte multă lume care nu știe ce înseamnă o împărtășanie, adică efectul Sfintelor Taine. Zice, Părinte, zice, este bolnav, dar nu pot să vă aduc acasă. Sunt sigur că în clipa când v-ar vedea, ar avea o decepție sufletească și s-ar împuțina crezând că trebuie să moară. Parcă un bolnav trebuie să trăiască. Sau un bolnav sau un bătrân nu trebuie să moară. Adică s-a văzut cazuri când au rămas morți, deci oameni nemuritori veșnici. Nu s-a văzut. N-a murit Enoh, n-a murit Ilie, n-a murit femeia lui Lot. Dar care la judecată și ei vor gusta moartea într-o clipeală de ochi și vor fi sus la judecată. Deci Ilie și Enoh vor muri în Ierusalim predicând, iar femeia lui Lot probabil la judecată va veni din stâncă nesare înapoi în trup omenesc, dar în duhovnicit pentru judecată. Ea fiind sub legea lui Moise. Ea fiind în legea Vechiului Testament. Ceea ce vreau însă să spun, nu asta este. Ce faci concret pentru pregătirea de moarte? Deci ce faci tu concret pentru ca să întâmpini moartea? Ca să poți să întâmpini moartea, trebuie în primul rând să ai sufletul curat și deschis. Ca să poți să întâmpini moartea, trebuie să fii prieten cu ea. Cum se împrietenește omul cu moartea? Sfinții, după ce ajungeau la desăvârșire, după ce ajungeau la stări înalte duhovnicește, se rugau lui Dumnezeu, Doamne, cât ne mai ții în trupul acesta stricăcios și împuțit, cheamă-ne mai repede la Tine. Deci erau sfinți a căror viață înduhovnicită le cerea Duhul, ieșirea mai repede și unirea cu Dumnezeu, pe care ei o câștigau din contemplare. Sfântul Gheorghe Arselăitul, Filocalea 7, arată că atunci când a fost răpit cu mintea în cer, a stat 2 săptămâni, iar dracii făceau fotbal cu trupul lui. Deci prea puțin interesat. Deci el era cu mintea în cer, era în viziune dumnezeiască, ultima stare de rugăciune cea mai înaltă, uimire sau extaz. Și la fel, nu numai sufletul lui, ci sufletul tuturor sfinților, Amona, Moise, poate chiar și a Sfântului Antonie, poate chiar și a Sfântului Pahomie sau și a altor sfinți, să nu luăm de pildă mai departe Sfântul Marcu Franciscanul, atunci când a primit Sfintele Taine din mâna lui Serapion, cel care își scrie viața un alt sfânt, zice că a văzut poarta cerului deschisă și glasul lui Iisus Hristos spunând, aduceți pe vasul alegerii Duhului Sfânt la mine. Iată poftim moarte. Iată poftim întâlnire cu Dumnezeu. Iată ieșire din această lume pe care Adam o relatează lui Uriel și îi spune, cum să s-a părut Adam în viața? Uite așa, Doamne, ca și cum am intrat pe o ușă și am ieșit pe cealaltă. Ori în viața noastră pământească am avut cazuri concrete când oamenii înainte de moarte au căzut în comă, au căzut în spaime grozave, voiau să fugă, să văitau, vedeau duhuri necurate, urlau, cereau să le vină cineva în ajutor să fie lângă ei. Ei, pentru cel necredincios, aceste semne nu relatează nimic.
Pentru cel necredincios, aceste semne nu au nicio valoare. Aceste lucruri nu exprimă absolut nimic. El știe că dincolo de centură va fi țărână și ven. El știe că dincolo de coșciugul de scândură va fi lut. Dar cei care trăiesc în Duhul, cum spune Apostolul Pavel, în Duhul și umblă, aceia se întâlnesc cu Dumnezeu și pe calea rugăciunii și pe calea morții. Și ca să spun ca o relatare duhovnicească că nu numai fiul văduvei din Nain a fost cel care a gustat viața după moarte, ci a fost și Sfântul Cosma de la apa Sangarului, care întorcându-se în trup, a relatat călugărilor săi din mănăstirea sa că Dumnezeu, văzând lacrimile lor și dorința lor, i-a întors sufletul în trup și încă a mai trăit vreo 30 de ani conducându-și obștea. Au fost și alte multe relatări în minunile și viețile Sfinților în care Mântuitorul Iisus Hristos, stăpânul vieții și al morții, a înviat pe cei morți relatând taina vieții viitoare. Întâi în timpul Sfântului Gheorghe, care a înviat un om, apoi Sfântul Mina, care a înviat un om tăiat bucăți. Nu este nevoie să le relatăm, că le găsiți acasă. Dar trebuie să relatăm că dincolo de moarte există o împărăție mai puternică decât cea lumească. Aceasta lumească este de 70 sau 80, cei mai mult osteneală și durere, dar dincolo este întâlnirea cu Dumnezeu, cum spune Isaia, sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și nu se va atinge de ele munca. Ei, și tot Sfânta Scriptură relatează că cei răi vor merge la viață, la o țândă veșnică, și cei buni la viață veșnică sau la odihnă veșnică. Și cum spune acolo, zice, și morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu. Deci morții aud, nu mai aud acele urechi putrezite în țărână, ci acele urechi duhovnicești, care trupul duhovnicesc le primește la glasul Arhanghelului, la trâmbița judecății, a începătoriilor ce vor suna cu trâmbițe de aur, cum arată psaltirea lui David, de aceea vă și spun să o citiți, nu ziarul, monitorul și paranormal, când spune, chema va cerul de sus și pământul de jos să aleagă pe aleșii săi. Vor suna spre cer și vor veni îngerii, va suna spre pământ și vor veni oamenii și va suna în jos și se va scula și iadul și toți morții veacului la judecată. Plini va căderi, zdrobi va capetele multora pe pământ. Deci iată ce ne relata fiul văduvei dinainte. Cum este în împărăția lui Dumnezeu? Și atât de frumos povestea și atât de frumos explica că în împărăția lui Dumnezeu nu vor intra desfrânații. Cine relatează evangheliștii care erau ucenicii Mântuitorului și scriu evanghelii pe mai departe. Nu vor intra sodomenii, malahii, nu vor intra curvarii și adulterii, nu vor intra viclenii sau mincinoșii și toate care le relatează Sfânta Scriptură, nimic necurat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. De unde le-au auzit pe acestea? Le-au auzit din gura celor pe care Mântuitorul îi readucea la viață. Pe care Mântuitorul a arătat că este stăpân și peste ei, și peste viață, și peste moarte. Aici Mântuitorul își arată cele două firi dumnezeiești deodată, din punct de vedere dogmatic. Întâi, îi este milă, deci ca om, nu lăcrimează ca la Lazar, dar o mângâie pe femeie, stai, nu mai plânge, liniștește-te cu cuvinte mângâietoare, iar în același timp se atinge de sicriu, oprește cortegiu și mortul învie. Minune făcută în cooperare, deci minune făcută în cooperare cu cine? Cu voința omului de a înțelege taina morții și a vieții. Pentru că în clipa când Mântuitorul s-a apropiat de sicriu, s-a apropiat de o femeie cu venerație în popor, o văduvă cinstită, avea un singur fiu, iar mulțimea din cetate era cu ea. Deci să vedea că n-avea ură cu vecinii și cu prietenii ca să fie singură la mormântare sau să nu aibă sprijinitori sau tânguitori al acestei catastrofe sufletești a ei. Și iată că Mântuitorul, când se apropie și cortegiul se oprește, femeia
Deci femeia nu îi spune, lasă-mă să-l duc sau nu te atinge sau nu te amesteca. Nu! Ci ascultă glasul dumnezeiesc, ascultă acel dialog tacit în care mortul sigur, cum spune Ezechiel în prorociile sale, am văzut un câmp de oase peste care s-a așezat vene și apoi carne și piele și viață și așa mai departe. Deci, se pare că în mort se vedea o transfigurare care nouă nu ne este explicată de evanghelistul Luca. Sau cum spunea iarăși odată un cap pătrat, și că dacă a fost o moarte clinică, nu mă interesează dacă a fost clinică sau neclinică. Mă interesează că mergând în sicriu mergea spre groapă și venind Mântuitorul mergea spre viață. Că se prefăcea că doarme nici într-un caz. Că se prefăcea că e mort, nici atât. Nici nu știa că va trece Mântuitorul pe acolo. Dar că toți îl boceau și îl plângeau și se tânguiau, o relatează Mântuitorul. Femeie, de ce plângi? Deci sufletul ei era contopit de durerea morții și nu putea să fie o minciună aparentă. Așa cum s-a vorbit de înviere, spuneți că l-au furat. Și iată că mai departe poate acest fiu al văduvei din Nain să ne dea niște sfaturi practice. Să avem grijă întâi și întâi de conștiința noastră. Dacă omul vrea să ajungă într-adevăr într-un sicriu din care să se poată scula și să aibă întâlnire cu Hristos, este ceea ce vreau să vă spun. Încă o dată repet, și știu că pe mulți i-a zgâriat un urechi și au comentat acest fel de interpretare, dar aș vrea să rămână ca o lege a creștinătății pentru toți în urechi și să nu creadă că e o vorbă spusă la întâmplare. Cine moare nepregătit se duce în munca veșnică. Cum spune la proscomidie, pentru cei ce au murit, cei ce au adormit frații noștri, într-o nădejde a învierii veștii veșnice cu împărtășirea ta. Citiți în cartea ce se cheamă asta liturghier, la taina Sfintei Proscomidii, acolo, începutul Sfintei Liturghii. Și o să vedeți că scrie așa. Dar mai departe, un lucru care trebuie relatat este acesta. Sfântul Vasile cel Mare, în volumul 1 din Omilii, spune așa. Cel ce a fost dușmanul lui Dumnezeu în viață îi rămâne dușman după moarte. În una din istorioarele cu judecățile lui Dumnezeu, un pusnic întreba odată, de ce oare pusnicul cu viață îmbunătățită este mâncat de hienă și jumate de tulubăți rămâne în pustie, iar mortul din oraș, păcătos fiind, este îngropat cu fanfară, cu surlă și cu tobă. Iar când Dumnezeu crede că este de cuvință, îi descoperă taina și îi spune, acest pusnic îmbrățișând viața dumnezeiască și duhovnicească, mai avea puține păcate de spălat, iar prin suferința groaznică a morții, i s-a iertat tot păcatul și a plecat la lumină. Iar acestuia bogat, căruia i-a fost ziua frumoasă, praznicul bogat, carne multă, băutură multă, mâncare multă, și cum obișnuim noi, cercei, ceasi, inelușe, zorgzonele, toți gărgăunii care legăm noi la danteluțe și colorături și brădei și fel de fel de coronițe, sunt o tradiție a creștinătății, dar care nu privează sufletul de dreptul de a fi pedepsit de Dumnezeu dacă a murit păcătos, ci moare și își ia plata după chemarea care a avut-o către Dumnezeu. Deci, pur și simplu, acestea rămân niște lucruri fără sens, cum spune într-o cântare de la mormântare foarte frumos, zice, o clipă și moartea pe toate le rămâne și cuiu este desfătarea, purpura, visonul, bogăția, e într-o pară acolo. Și mai mult decât atât, acel concret verset, zice, în deșert se tulbură tot pământeanul și adună pământul, că atunci când dobândim lumea în groapă ne sălășluim. Deci, trebuie să înțelegem că taina morții pentru om vine atunci când este pregătit să o primească. Și fie că este năprasnică, fie că este moarte dulce, lină, dureroasă, fie că este o moarte în boală. Foarte mulți ați văzut că pătimesc de boale. Cancer, stomac, ficat, inimă, gât, creier, cap, picioare, ce vrei și ce nu vrei. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur, într-un comentariu al omiliilor sale din Mărgăritare și din alte învățături care le mai are scrise în PSB-urile bisericești, cărțile editate după 89,
că nimic nu-l sensibilizează pe om spre Dumnezeu decât boala și suferința. În primul rând, cu cât boala este mai activă și mai grozavă, cu atât crește virtutea răbdării. Și spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, când Dumnezeu mântuiește pe om în boală, nu-l mântuiește că este nedrept, ci răbdarea în boală a depășit toate celelalte virtuții lucrătoare în stare de sănătate. Este o carte, se cheamă Teologia Bolii. Să o citiți și o să vedeți ce frumos spune acolo. De ce vă spun lucrul ăsta? Dumnezeu n-a venit să judece lumea, ci a venit să o mântuiască. Deci El nu vrea să umple iadul de suflete. Le va umple de sectari, le va umple de curvari, le va umple de hoți și de bandiți, dar de creștini niciodată. Creștinii au șansa pocăinței prin taina spovedaniei, au taina împăcării cu Dumnezeu prin taina Sfintei Împărtășanii și au taina unirii cu Dumnezeu prin jertfă, prin cruce și prin suferință. Crucea este a urma creștinătății celei autentice și adevărate. Suferința este ceea ce tragem noi în fiecare zi, că nu-i ușor să crești copii, nu-i ușor să te bați cap în cap cu șomajul, nu-i ușor să te bați cu chiria, cu locuința, cu pâinea de pe masă. Dar la urmă, când vede că și aceste suferințe fac ca bețivanul să stea în bufet, sau să fumeze, sau să înjure, sau să nu se roage, atunci peste toate aceste plăgi trecătoare pune catastrofa bolii. Și zice, părinte, așa din senin nu m-a durut nimic, m-a topit. Hei, te-a topit fiindcă te-a cernut. Te-a topit fiindcă i-ai trebuit. Te-a topit fiindcă te-a vrut lângă el. Te-a topit fiindcă a vrut să te facă aur lămurit în foc pentru mâna lui Hristos, nu pentru mâna satanei. Adică a căutat Dumnezeu tot prilejul, a căutat Dumnezeu tot momentul și tot, să spun, unica metodă prin care a văzut că nu mai este șansă de îndreptare. Și totuși, în nebunia lui, omul, și atunci când este epuizat și sfărâmat de boală, uneori mândria doboară sensul bolii, schimbă sensul voinței lui Dumnezeu și atunci începe alergarea nebună și disperată pe căile vieții. Medici, bani, averi, minciuni, diagnostice, tratamente, încercări inadmisibile gândite minții omenești, până când în final moartea răpune și atunci omul nu deznădăjduit de taina morții, ci de risipirea zadarnică a voinței lui de a sta împotriva morții, disperă și începe să hulească și să aducă acele vorbe de ocare, că de acum de putea să iau un copil și să atâția bețivi prin lume, de acum de putea să iau un tânăr sau o tânără și atâția derbedei prin lume, de ce? Pe derbedei îi așteaptă să se întoarcă, sau pe copil, sau pe tânăr, sau pe tânără l-a luat, fiindcă erau curați. A luat un om curat să întoarcă 5 necurați. A luat un om drept să întoarcă 5 sau 10 păcătoși. De ce? Poate prin suspinurile, poate prin durerile, sau poate prin jertfa lăuntrică de mamă sau de tată în fața sicriului nesuflețit, în care stă cadavrul celui iubit sau îndrăgit, să mișcă conștiința și spune, hai să urmez lui Dumnezeu. Și în felul acesta se spune că îl cunoaștem pe Dumnezeu din împrejurările vieții. Mulți au venit la credință după ce au luat, cum se spune în termen popular, bobârnace, afară de la servici, cușcărie, boală, necaz și toate celelalte despre care am vorbit. Dar mai frumos ar fi, în taina creștinătății noastre ortodoxe, lucrul absent tuturor religiilor lumii, deci tuturor religiilor lumii absent, deci taina nemuririi sufletului și a întâlnirii lui cu Dumnezeu și celelalte suflete se duc în nirvana, dar nostru se duce în poala lui Hristos, în sânul lui Avram, în latura celor vii, în loc de lumină, în loc de verdeață duhovnicească. Nu se duc la coasta lui Mahomet. Nu se duc la picioarele lui Brahma sau Krishna sau cine mai este pe acolo. Nu se duc, cum spunea un nebun odată la televizor,
făcuse o scară a valorilor spirituale și îl pusese pe Hristos în rând cu Buddha. Buddha este un fel de om din cenușă. Hristos este Dumnezeu. L-a creat și pe Buddha și cenușa lui Buddha. Și atunci n-au cum să fie la egalitate. Pentru că Apostolul Pavel a spus: și când dușmanul cel din urmă, moartea, a fost supus la picioarele lui, invederat este că și cel ce a supus-o s-a supus și el la rândul lui, celui care l-a trimis, adică în treime s-a făcut lumină, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, noi una suntem. Și atunci Dumnezeu este totul întru toate, spune Apostolul Pavel. Deci acolo este locul care trebuie să-l găsească creștinii. N-o să găsească un loc în rai unde stai cu tabla ansa. N-o să găsească un loc în rai unde stai turcește în genunchi și te uiți după stele. N-o să găsească un loc în rai unde stai și frigi carne să iasă fum la Dumnezeu și toate celelalte, sau undeva într-un loc unde femeile fac liturghie. Doamne ferește! Deci o să găsească împărăția cerului, o să găsească slava raiului, o să găsească odihna în Dumnezeu și cântările heruvimilor și serafimilor, care veșnic cântă acoperindu-și fețele și zburând în sfânta, în jurul Sfintei Treimi, în norii azurii ai cerului duhovnicesc, nu ăsta de aici care mergi cu racheta, ci dincolo de cerul de foc, unde tot cântă: Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de mărirea Lui, și iarăși apoi omenește: Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Deci când spune aceasta, nu este decât eschatologia sufletului la Dumnezeu. Bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului. Când tu ai zburat la cer, pocăit, nu pocăit adventist, aia zdraci, adică plâns de păcatele tale și lepădat de ele prin pocăință, atunci ești binecuvântat, vino de-a dreapta Tatălui meu. Vino de aici, la odihnă. Și atunci sigur că trebuie să urmăm această chemare care fiul văduvei din Nain a gustat-o de două ori. Fiul văduvei din Nain a murit morții și a văzut iadul, a înviat în Hristos prin voia minunii sale dumnezeiești și a murit în Hristos. Desigur, nu mai este nevoie să vorbim din tradiții, că dacă ar fi scris toate, nu încăpea în lumea aceasta. Să fii sigur că după învierea lui Hristos a fost și creștin și s-o și fi botezat și o fi murit stând în slava cerului, lângă învățătorul, adică stând acolo unde Dumnezeu stăpânește și nu Satan. Ceea ce rămâne însă de ocară și rușine creștinilor noștri, și trebuie spus pe față, fără ocolișuri, rămâne încă acea încercare neghioabă și catastrofală care se petrece în lumea noastră creștină, de a ne face acele cadavre mari, mari de ciment, cu poze și cu inscripții și cu poezii și cu tot ce se cheamă cavou și tot ce se cheamă idolatrizarea hoitului dezumanizat. Adică idolatrizarea unui pumn de țărână împuțit, pe care în loc să-l dai viermenului să-l mănânce, să-ți fie munca mai ușoară, l-ai băgat în ciment acolo și l-ai parfumat și l-ai îmbălsămat și i-ai pus oglindă și sticlă și bec și tone de mozaic și mânere de bronz și i-ai pus flori, în loc să faci, cum spune în învățătura de ieșirea sufletului, să-l arunci câinilor, ca văzând trecătorii oasele să zică: milostiv fii, Doamne, sufletul, trupului acesteia și sufletului acesteia. Adică nu să cere să nu ne îngropăm și să stăm aruncați ca câini, dar să ne aducem aminte că nu va fi judecata în cavou, ci va fi la Dumnezeu. Și atunci, dacă un ostaș care se pregătește să placă lui Hristos nu-și pierde vremea cu lucruri trecătoare, tu la ce-ți faci cavou? Ce-ți folosește ție acea catacombă de ciment și de mozaic și de marmură, cu garduri și cu grilaje, când de banii ăia puteai ca Toma să-ți faci palat în cer? Să ajuți o văduvă sau o casă cu mulți copii și să spui așa: când vei auzi că am murit, când vei auzi că am murit, în fiecare zi sau măcar o dată pe săptămână să vii să-mi aprinzi o lumânare. Și să zici o rugăciune sufletului meu păcătos.
decât să faci un ciment osânditor care la judecată va fi bogăție nedreaptă și fără rost. Se spune că în vremurile din vechime un om bolea de o boală cumplită. Dar soția lui, mergând la cimitire, de fiecare dată vedea lângă mormintele rudenilor ei un mormânt străin. Și îl grijea cu mare respect și evlave. Zice, de ce să nu se bucure și mortul acesta dacă n-are pe nimeni? Și a început să-i aprindă o lumânare, să-i dea un pahar de vin de pomană, o pâine, să-i curețe locul să fie curat, să-i aprindă o lumânare la cruce și în sfârșit s-a îmbolnăvit de o boală groaznică. Se arată mortul acela grijit de această femeie unui frate al său care era medic și îi spune: uite ce leac îi trebuie la femeia care mă îngrijește pe mine și ce boală are. Va veni mâine la ora 12 la tine și tu s-o ajuți că o poți ajuta. Și ăsta prin somn întreabă: bine frate, dar unde te-ai întâlnit cu ea? Zice, nu m-am întâlnit cu ea. De când eu am murit, zice, tu ți-ai făcut tot ce ai vrut, zice. Ți-ai făcut și case și avere, dar la mine nu te-ai mai gândit. Ori ea, zice, e mai săracă decât tine și de fiecare dată, zice, m-a îngrijit, m-a adăpat, zice, mi-a dat să mănânc, mi-a dat lumină și zice, în numele lui Hristos te rog acum să o ajuți pe ea, fiindcă suferă de boala cutare și i-a și spus, îi trebuie leacul cutare. Iar ei i s-a arătat în vis, deci acelei femei, și i-a spus așa, mergi la doctorul cutare că el te va vindeca pentru binele făcut mie, nespunând cine este și ce face. Și mergând la acel medic, deci i-a diagnosticat boala și i-a dăruit sănătatea. De ce? Grijind de sufletul unui mort, dar duhovnicește. Pentru că și bogatul se pârpâlea în flăcările iadului și spunea, Doamne, Părinte Avrame, am 5 frați, trimite un mort la ei să le spună ce e aici, că rău mă pârjolesc. Stai liniștit, bărețaș. Au pe Moise și pe proroci. Nu-i de ajuns. Dacă n-ascultă de Moise și de proroci, nici de va învia cineva din morți, nu vor crede. Și adevărat este și în zilele noastre. Am văzut atâtea înmormântări, am văzut atâtea boli la neurochirurgie, la reanimare, la spitale, în casele noastre, la vecinii noștri, la rudenile noastre. Nu s-a cutremurat inima cu nimic. Am rămas la fel spunând bancuri la priveghi, am rămas la fel glumind, vânzând, negoțând, discutând, pierzând vremea cu glume de șarte, dar niciunul nu s-a gândit cum trebuie să ne pregătim de moarte. De moarte trebuie să ne pregătim în tot minutul și în toată vremea și în tot ceasul, cum spune Sfântul Vasile cel Mare, de este cu putință în tot ceasul să cugeți la moarte, că frica de moarte nu te desparte de Dumnezeu. Frica de moarte, ca să spun așa, și frica de Dumnezeu sunt început a înțelepciunii. Deci cine cugetă la moarte și cugetă la ceasul morții și la focul cel nestins, nu greșește niciodată. Nu înșală pe aproapele, nu curvește, nu fumează, nu bea peste măsură, nu-i lacom, nu se ceartă, nu se judecă, nu se fură, nu se bate. Dar cine nu se teme de moarte, iarăși spun cum spune Scriptura, pe om îl cunoști după roade și pe pom. Deci pe om îl cunoști după fapte și pe pom după roade. Așa cum în livada ta curăți, stai, speli, grijești, îngrășăminte, tot ce trebuie și iei roada, așa și biserica și aruncă. Aruncă și cu spovedania, aruncă și cu împărtășania, aruncă și cu rugăciunea. Cine vrea să vină să se hrănească din ele, își ia plata. Cine nu, va cădea ca un spin uscat sau va fi strâns neghină snop frumos și se va arde cu foc veșnic, deci și se va duce acolo în muncă unde și-a dorit. Pentru că într-o carte de aceasta tot lumească, la un moment dat se exprimă. Dacă Dumnezeu este bun, de ce a îngăduit să fie muncă veșnică? De ce n-a îngăduit ca după un timp cei din munca veșnică să vadă lumină? Pentru că și cei din viața trecătoare, dacă ar fi trăit veșnic, la fel de idioți erau. Și cei din viața trecătoare, dacă ar fi trăit și erau curvari de meserie, curveau toată viața. Dacă erau bețivi, bețivi rămâneau. Dacă erau fumători, fumători rămâneau. Dacă erau hoți, hoți rămâneau. Și Dumnezeu
te ia în clipa morții în ceea ce te găsește. Dacă te-a găsit citind o rugăciune, știe că pe el aveai să-l iubești veșnic și ai șansa să vezi lumina. Dacă te-a găsit hulind, înjurând, batjocorind și păcătuind, te duce la muncă veșnică pentru că știe că asta îți doreai. Așa cum noi îl chinuim veșnic pe Dumnezeu prin păcatele noastre, așa și El ne chinuiește veșnic prin munca iadului. Ca să rămână ca o mărturie care în popor se spune, zice, lasă proștii să creadă în Dumnezeu că deștepții iau profitul. Nu este așa. Ci deștepții vor râde acum și vor plânge atunci. Noi vom plânge acum și vom râde atunci. Deci trebuie să avem în toată vremea și în toată clipa și în tot ceasul nădejdea învierii și a vieții veșnice în Iisus Hristos Domnul, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.